Pandurii lui Tudor Vladimirescu au luat din nou drumul Cerneților. S-a întâmplat în acest sfârșit de săptămână la festivalul închinat domnului Tudor. Și pentru ca vremurile de acum două veacuri să fie reconstituite în tocmai, un localnic l-a întruchipat pe Tudor Vladimirescu și a oferit publicului un moment special de echitație. Călări pe drumul lui Tudor Vladimirescu, așa s-a intitulat momentul în care pandurii în frunte cu slugerul Tudor au oferit celor prezenți o paradă a cailor și au reconstituit vremurile de acum două secole. Localnicii au spus că au asistat la unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate lui Tudor Vladimirescu. De altfel, anul acesta, publicul a fost numeros. Foarte frumos! Ați văzut parada? Da, cu cai, da! Super! Sunteți din sat? Din alt sat, în Dudaș. Dar aparținem de comuna și mi-a satul Dudașul. Dar mi se părut ceva foarte frumos, vă spun sincer. Ca niciodată lume mai multă, nu știu, datorită primarului. Să trăiești frumos. Frumos. Primarul, da. El nota 10. Niciodată n-a fost lume ca acum, pe cuvânt. Mai foarte bun frumos. Ca primarul. Eu venit târziu prin săi caii, dar oricum... Și petrecere, atmosferă, muzică populară. Totul frumos, foarte bine. Ce v-a atras, doamne, cel mai mult? Totul. Și copiii, și o fetiță, tot. Multă lume. Nu. A mai fost atât de multă lume? Nu. E bine că se ține tradiția de ani de zile și foarte frumos cai să duc la culă, foarte frumos. Deci v-a impresionat. Da, ne-a impresionat foarte frumos în satul Cerneți, că este așa armonie și foarte frumos. După paradă a avut loc un spectacol de muzică folclorică. Soarele când ne privește, parcă ar sta mirat în loc. Să se uite cât cu drag, mă strâng în brațe cu foc. Autoritățile locale spun că au depus un proiect pentru restaurarea culei lui Tudor Vladimirescu, aceasta fiind una dintre cele mai mari atracții ale Cerneților, dar nu numai.